Salut și bine te-am găsit la un nou videoclip! Pentru început vreau să vă spun că o să rămânem în aceeași temă legat de admiterea la facultate și vreau să vorbim astăzi despre diferența între liceu și facultate și o să facem foarte frumos pe capitole ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Pentru început vreau să vorbim despre cursuri, cursurile pe care le vei face la facultate. Majoritatea vor fi de câte 2 ore legate, cu o pauză mică la mijlocul orelor sau de o oră 45 în funcție de preferințele profesorului. Spre deosebire de liceu, unde, nu știu, aveați bănuiesc o oră cu 10 minute pauză sau 50 de minute cu 10 minute pauză, la facultate va trebui să alergați dintr-o parte în alta pentru a ajunge la un curs, pentru că cursurile se țin în corpuri diferite sau în săli diferite. Adică nu era cum aveați până acum clasa unde învățați și doar acolo veneau profesorii la voi. Acum voi mergeți la profesori și chestia asta vă mănâncă destul de mult timp, pentru că va trebui să alergați de la un curs la altul, poate de la o facultate la alta pentru a finaliza sau pentru a parcurge anumite cursuri. Cursurile nu sunt obligatorii, dar eu nu vă recomand să nu mergeți, pentru că sunt foarte importante și asta te ajută pentru examen. În mod normal, pentru fiecare examen vei avea de învățat cam cât învățați acum la bacalaureat pentru un singur examen. Peste destul de mult, doar că nu este imposibil să nu vă speriați acum. Asta e un fel de spoiler. La cursuri, în mod normal, participă foarte mulți elevi, adică, nu știu, depinde de câte grupe, de câți elevi are facultatea, dar pot să fie chiar și 100 sau chiar 200 de elevi simultan la același curs. Asta e ok pentru că tu, ca elev silitor, poți să-ți iei notițe atât pe laptop, pe telefon sau chiar pe caiet. Personal, cum am făcut la cursuri, păi la anumite cursuri la care chiar era ceva foarte interesant, mi-am înregistrat atât pe telefon, cât și mi-am scris pe coli albe, dar de cele mai multe ori se întâmplă ca profesorii să fie foarte drăguți și să îți trimită atât un curs online, cât și prezentările pe care ei le-au făcut pentru cursurile respective. Și asta te ajută foarte mult. După cursuri urmează seminariile, unde nu o să se țină cu proful de la curs și asta e într-un fel mai bine, pentru că la seminarii vei aprofunda mult mai bine ce ai învățat la curs sau ce s-a predat la curs. Vei avea teme de casă și cel mai probabil proiecte împreună cu colegii tăi, iar la seminarii participă doar grupa din care tu faci parte. Grupele sunt formate de câte 30 de elevi și este foarte bine să ai foarte mulți prieteni în grupa ta, pentru că cu ei te vei ajuta cel mai mult, pentru că veți avea foarte multe, am spus, proiecte sau la seminarii veți lucra unul pe celălalt. De exemplu, am avut curs de masaj și seminar de masaj, iar acolo era evident că trebuie să ne masăm unii pe alții. Dacă nu reușiți să ajungeți la un seminar, nu este nicio problemă, puteți să recuperați acel seminar împreună cu cealaltă grupă sau cu o altă grupă ce evident are același seminar pe care tu l-ai ratat. O să aveți și un șef de grupă, acesta este reprezentativ ca fiind șeful vostru de clasă și el comunică mult mai simplu și eficient între profesori și elevi, pentru că orice problemă aveți, voi vă adresați șefului de grupă, nu profesorului în sine. Dirigintele nu o să mai fie și se va transforma în coordonator de an la facultate. Acesta vă va ajuta oarecum simbolic, pentru că nu vă va motiva absențe sau chestii de genul. Asta voi vă descurcați pe pielea voastră. Intră în discuție în momente dificile ale grupei sau în momentul în care are de transmis anumite neclarități de la anumiți profesori legat de examene sau comportamentul vostru. Pe lângă toate acestea, este foarte probabil ca colegii să fie mult mai diferiți decât cei pe care îi aveți acum, pentru că cel mai probabil la liceu aveați colegi din aceeași cartier sau din aceeași localitate. În schimb, la facultate veți vedea că vă veți întâlni cu foarte mulți oameni, poate chiar și din alte țări, cu colegi mult mai mari decât voi, nu știu, de 30-40 de ani, care sunt la o altă facultate sau la o perfecționare și e mult mai diversificat, să spun așa. Dacă ți-a plăcut, să-mi dai un like, nu uita de subscribe și nu uitați, un pic de mișcare nu strică niciodată. Ciao!